suntem în două rânduri, da? Da. Una vă dau și una vă iau eu. Așa, eu mai trebuie o bucățică mai, pentru doamna... Mai trebuie câte o bucățică? Așa, da. Mai trebuie. Întotdeauna doctorii iau două, știi? Să ai, mă. Cine mai e? La nivelul municipiului Galați, pe perioada de preaderare și aderare, au fost implementate până în prezent 28 de proiecte cu finanțare nerambursabilă, iar pe programul operațional regional, 3 proiecte implementate cu kids, 3 proiecte sunt în prezent în implementare, iar 2 proiecte sunt în contractare. Toate proiectele care le-am scris pe fonduri structurale, care sunt 8 proiecte, au vizat persoanele vârstnice, persoanele cu probleme Alzheimer, copii cu dizabilități, centre de zi pentru persoane vârstnice. Astăzi ne aflăm la Centru Kids, care este un complex integrat de servicii pentru copii cu dizabilități. Proiectul este scris în cadrul programului operațional regional AXA 3.2, servicii sociale. În cadrul acestui proiect s-a modernizat și s-a extins un corp existent a Spitalului de Copii, proiectul fiind realizat în parteneriat Municipiul Galați cu Spitalul de Copii, cu Agenția de Servicii Comunitare Alternativa, fiind centrul multifuncțional al Consiliului Local, obiectivele proiectului fiind extinderea serviciilor existente în prezent la Municipiul Galați pentru copii cu handicap, în prezent având asistați 80 de copii într-un centru de zi, vom extinde prin acest centru nevoia identificată în Municipiul Galați, recuperare, reabilitare, consiliere, terapie. Partenerii, după cum spuneam, Spitalul Clinic de Urgență Copii Sfântul Ioan, Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați. Serviciile în cadrul centrului vor fi servicii de reabilitare, socializare, consiliere, servicii de îngrijire, servicii de terapie, servicii de consiliere mamă și copii, kinetoterapie, hidrokinetoterapie, consiliere psihologică, logopedie, consiliere socială, ergoterapie, masaj terapeutic. Aici avem câteva secvențe din serviciile care le oferim în prezent în cadrul centrului de zi Alternativa. În cadrul proiectului s-au amenajat, în cadrul acestei investiții, sala de kinetoterapie, un bazin pentru hidrokinetoterapie, o sală de ergoterapie, 2 cabinete de consiliere socială și psihologică, un cabinet de logopedie, un cabinet de masaj. De asemenea, în afară de infrastructură, s-au dotat centrul cu echipamentele necesare serviciilor de recuperare medicală, bandă de mers, bandă economică, tot ce înseamnă parte de kinetoterapie necesară recuperării copiilor. Sunt câteva imagini din cadrul centrului care urmează să-l vizităm. De asemenea, fac precizarea că au fost modernizate saloanele care asigură cazarea în acestui centru. Sunt 20 de locuri pentru cazarea copilașilor cu deficiențe. Ceea ce vă spuneam anterior, că au fost reabilitate, modernizate spațiile din corpul a existent la etaj, cu 25 locuri cazare, și s-a extins în corpul care ne aflăm, e un corp nou, pentru serviciile de terapie și recuperare. Despre ziua de 9 mai s-ar putea vorbi foarte mult, începem cu războiul de independență, capitularea Germaniei, ziua Europei. Eu mă bucur foarte mult că suntem astăzi noi aici, de ziua Europei, și asta vreau să punctez, într-un moment în care inaugurăm un centru
un centru care s-a făcut, ați văzut, preponderent pe bani europeni. Îi felicit pe toți cei care au participat la acest proiect, un proiect într-adevăr deosebit. L-am preluat, normal, din vechiul mandat. Am mai dat și noi, am mai împins de la spate pentru grăbirea inaugurării acestui centru, care este un centru de excepție. Felicitări tuturor celor care, încă o dată spun, au contribuit la acest proiect și le lansez o provocare pentru mai departe. O provocare pe care mărturisesc că am furat-o de la un coleg primar mai vechi decât mine și zic și mai bun, normal, de la Brașov, care tot pe bani europeni a făcut ceea ce se cheamă la el foarte frumos, denumit primăria socială. Și aici doamna Palade știe foarte bine la ce mă refer. Ne-am propus sau i-am ridicat această provocare în fostul, mă rog, unde este zona fostului Colegiu Traian. Avem spații disponibile acolo unde ne dorim pe tot pe bani europeni să facem un centru social complex unde să îmbinăm toate serviciile pentru copii, pentru bătrâni, pentru persoane cu dezabilități, să avem și noi această, așa frumos denumită, primărie socială, într-un cadru și într-un spațiu mai mult decât generos acolo. Sper ca în cel mai scurt timp să ne reîntâlnim pentru a mai tăia o panglică acolo. Iar în altă ordine de idee, mă bucur că săptămâna trecută am tăiat o panglică la MedLife, o investiție privată de peste 800.000 de euro. Aici am tăiat o panglică la un proiect care sumează aproximativ $1.000.000 de dolari. Asta denotă că totuși orașul este viu și că se mișcă. Ăsta e lucru care trebuie să ne bucure pe toți și să ne deschidă speranțe pentru viitor. Vă mulțumesc pentru participare. Am ținut foarte mult la acest proiect pentru că dacă vă uitați pe harta României, de la Iași până la Galați nu mai există alt centru de genul acesta și nici de la Galați la București. Deci este un centru de excepție pentru estul, sud-estul României. Avem foarte mulți copii cu dizabilități, cu diferite grade de handicap. Nu vă închipuiți cât de mulți sunt. Nu vă închipuiți cât sunt de săraci, fără componenta socială, fără sprijinul autorităților locale. Foarte mulți dintre ei nu au bani să-și trateze aceste dizabilități. Colega mea care este acolo în spate, doamna Torberenca, și tot personalul secției de balneo, fizioterapie și recuperare neuromotorie va contribui cu partea medicală la susținerea acestui proiect. Primăria se va îngăși, bineînțeles, de partea socială a acestui proiect. M-aș bucura foarte mult să se realizeze și cred, sunt convins că doamna Mihailovca, de obicei, care are simpatie mai mare pentru Galați decât pentru Brăila, ca să o combine cu bunea asta, ne va sprijini și pentru centrul de autism. Este un lucru extraordinar de important să mulți copii cu această afecțiune. Și vă dați seama ce înseamnă aici să avem o secție de balneo, fizioterapie și recuperare neuromotorie. Se uită la mine doamna doctor Câmpeanu, care este șefa centrului CSM-ului, nu e Consiliul Superior al Magistraturii, este Centrul de Sănătate Mentală pentru copii, care este iarăși unic în această parte și e susținut direct pe fondurile Ministerului Sănătății. Și de asemenea acest nou proiect care acum s-a finalizat și urmat, bineînțeles, și de un alt proiect în continuare. Domnul primar, întotdeauna când mă întâlnesc cu primarul, cer câte ceva. Și cer în public, ca să nu uitați. Sperăm că la Spitalul de Copii, care aparține tot de Primăria Municipiului Galați, la sfârșitul lunii mai să te bani ca la proiectul cu Banca Mondială, la fel de peste $1.000.000 de dolari, cu secția de patologie neonatală, care este iarăși unică în partea asta a României. Și să sperăm în continuare că pentru gălățeni, ceea ce v-ați propus în mandat, în programul noastră, ceea ce visez și eu de ani de zile, că vom avea mai multe centre în Galați și de tratament injectabil, 24 de ore, în diferite zone ale orașului și centre de permanență. Toate acestea înseamnă niște lucruri extrem de bune pe care și alte primării, București, Brașov, le-a pus în practică. Și de ce nu Galați să fie înaintea lor? Primăria Municipiului Galați este campioană în ceea ce privește proiectele de infrastructură socială. Ca să vă dau niște detalii, cred că este relevant că la nivelul regiunii de sud-est cu 6 județe,
Uniunea Europeană a alocat o sumă destul de mică, 12 milioane de euro. Din 12 milioane de euro, cam o treime, vreo 6 proiecte, 8, 6 pe care le-am semnat, 2 urmează să le semnăm, se implementează în Galați. E foarte bine că ați ales data aceasta de 9 mai, a fost o coincidență, s-au terminat și lucrările, pentru că marcăm cu acest prilej și un simbol, adică e vorba de solidaritatea europeană, e vorba că fondurile Uniunii Europene au contribuit în proporție destul de mare, adică peste 90% la realizarea acestui obiectiv. Și din acest motiv cred că este foarte bine să ne amintim că apartenența la această familie europeană are multe avantaje. Sau poate doar avantaje, dar euroscepticii vor spune că sunt totuși anumite costuri pe care trebuie să le plătim. Vă doresc și de acum înainte să fiți pregătiți pentru accesarea fondurilor europene, pentru că unul din principiile de finanțare este primul venit, primul servit. Faptul că Primăria Galațiului a accesat și accesează fonduri înseamnă că s-a mobilizat, s-a organizat, are capacitatea de a pune în mișcare anumite mecanisme birocratice, care nu sunt simple, și vă doresc în continuare aceeași dorință de a accesa fondurile europene. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-ne. Însuți, Doamne, Cel ce ești Tu mai întâi lucrător în noi și făcător a toate, binecuvintează-ne pe noi și aceste lucrări pe care le începem astăzi în numele Tău, pentru ca de grabă și fără de împiedicare să ajungă la săvârșire. Luminează cugetele robilor Tăi care vor lucra aici și întărește brațele lor ca totdeauna să săvârșească ceea ce este bine și să lucreze faptele luminii.
să nu se numească.